Vă urăm bun venit la o nouă ediție a emisiunii Focus. Astăzi vom pătrunde în tainele unei dintre cele mai onorabile și inspiratoare profesii din lume, aceea de pedagog sau profesor. Vom explora secretele acestei arte nobile alături de doamna Tatiana Oineagră, o persoană remarcabilă care ne va împărtăși din vastă sa experiență în domeniul educației și ne va ghida în discutarea sau în discifrarea provocărilor, satisfacțiilor și impactul profund pe care un profesor îl poate avea asupra viitorului. Ne vom lăsa captiv de povestea unei misiuni ce depășește granițele unei simple miserii, devenind o veritabilă vocație. Vom descoperi cum un profesor poate transforma destine și cum poate modela generații întregi prin pasiunea și dedicarea sa. Indiferent dacă sunteți profesori, părinți sau elevi, vă invităm să rămâneți alături de noi pentru o discuție captivantă, ce promite să vă inspire și să vă provoace să reflectați asupra rolului vital pe care educația îl joacă în viețile noastre. Spunem bine ați venit, domnii voastre! Bine v-am regăsit! Cu siguranță atunci când vorbim despre profesori, sau profesori E cam cu accentele, știți, e diferit și din momentul acesta evident că direcțiile noastre se asociază sau ne duce spre anumite categorii de, de personalități. Vorbim despre pedagogi, vorbim despre oameni care predau, cei care formează caractere. Și știți, prima întrebare ar fi, așa știți, o provocare chiar și pentru dumneavoastră. Ce părere aveți dumneavoastră sau cum gândiți, cum percepeți dumneavoastră sau ce înseamnă pentru domnia voastră uh, profesia de profesor sau pedagog, uh, un educator. Și ce înseamnă aceasta, eu știu, un, uh, excelența pe care domnia voastră o are în această profesie. Cred că, după părerea mea, aș spune că un pedagog este, în primul rând, lumină. O lumină în întuneric. O lumină uh, care luminează o cărare, un drum și uh, duce uh, spre ceva frumos. Fiind uh, învățător, uh, aș asocia mai mult, cred, uh, că uh, noi suntem grădinarii. Eu ar fi, a, aș fi un grădinar care a, am grijă de multe flori, care îmi sunt date pe un anumit timp și a, care am, eu am o misiune pentru a-i crește frumoși, pentru a-i vedea și a-i ajuta să a, arate tot ce au mai bun în ei, da? pentru ca ei să poată să... A ofere mirosul lor, frumusețea lor și să se bucure și părinții, și noi profesorii, dar și lumea din a, împrejur, văzându-i cum cresc și cum se dezvoltă. Cred că undeva cam așa aș vedea meserie de profesor. De când v-ați văzut, dumneavoastră, ești eu știu un pedagog. Vai O învățătoare, <laughs> zic eu. <laughs> da. O... Um... Știți, o persoană care se implică în educarea unor copii, unde îi influențează, unde îi predă. Cred că am două personalități în viața mea care aș, le-aș marca. În primul rând e mămica mea. Mămica mea care a fost educator mai mult de 20 de ani. Și știți, ca copil am crescut la grădiniță, am crescut printre copii, fiind uh, mai mare, da, mama ne dădea anumite însărcinări. Și momentele este atât de mult mi-au plăcut, că copii, uh, momentele de joacă, momentele în care uh, eu puteam să le dau un sfat, să-i să învăț ceva. Uh, deci cred că mama a avut cel mai mare impact. Dar de ce învățătoare? Uh, Prima mea învățătoare este cea care mi-a stârnit această dragoste față de uh, uh, școală și cred că am dorit să fiu ca și ea. Uh, se numește Raisa Tacu. Cred că ar trebui să ținem minte numele primilor noștri profesori, chiar și în genere profesori, care ne-au marcat. Și această doamnă a fost minunată. Am iubit-o din start și am iubit-o până la urmă. Și ea este cea care mi-a altoit această dragoste. Deci, să înțeleg că domnia voastră a fost născută în sânul sau în profesia de educator, de pedagog. Însă, influența cea mai mare ați avut-o din partea primei învățătoare a dumneavoastră, în, deci în, știu, anii primari, deci de primii da. pași pe care i-ați făcut în lumea aceasta. Știți, astăzi, tot mai mult pe rețele sociale vezi reacțiile copiilor când deci invită din nou să ia ani uh, anii sau să meargă la școală pentru prima dată și reacții erau diverse. Unii doreau, dar ce mai multe reacții pe care le vedem nu vor la școală. Nu vor la școală, deci de ce, de unde, cum, ce ar fi, de ce, pentru că însă înțeleg că dumneavoastră școala pentru dumneavoastră este un loc deosebit. Da. Așa este. Și cum credeți, ce ar schimba sau iată această percepție a copiilor vis a de școală, de ce depinde? Depinde ea de pedagogi? Știți, cred că o particică din aceasta, da, este și a pedagogilor. Dar o parte mare cred că este atunci când copilul este pregătit din start. Să le se explice unde vin și ce trebuie să facă. Momentul ăsta de starea de bine care trebuie să fie creat, nu vorbim doar despre jocuri, da? Noi trebuie să îi Accentuăm că uh, tu ești mai mare, tu deja nu doar ești la grădiniță, crești mai mare, deja ai anumite responsabilități, uh, că nu doresc la școală, este momentul ăsta de uh, acei copii nu doresc care nu, nu au fost pregătiți majoritatea copiilor care uh, au șapte ani, hai să spunem, vorbim și de o vârstă anumită, da, și acei care uh, au fost pregătiți, ok, de părinți, da, în uh, timpul verii, spunând că aceasta este o meserie, dragul mamii. Acesta nu este un loc de joacă, așa cum a fost, nu o să uh, ai atât de mult timp, în timp uh, să te joci. Este ceva important, este uh, pentru viitorul tău și uh, sigur este și aici loc și uh, important să fie și un profesor care iubește copiii, care îi um, place ceea ce îi face, care se dăruie și uh, este mulțumit atunci când îi vede ochișori, când îi uh, uh, vede zâmbetul, când uh, copilul uh, vine să îl îmbrățișeze da, deci uh, cred că este un cerc da? și un parteneriat frumos și atunci când el este frumos, atunci copilul ar dori să vină la școală. Știți, atunci când vorbim despre anumite profesii, iar mai ales despre profesori, ar trebui, evident că întrebările care sunt din start, știu, undeva circulă și vrei, nu vrei, dar vrei să le pui oricărui perso persoane care vine și uh, povestește despre uh, ocupația, despre uh, uh, profesia pe care o are. Uh -huh. Și vis-a-vis uh, -vis de profesia de uh, profesor. Spuneți, vă care uh, cele mai mari provocări ați avut în această profesie și pe care le-ați, eu știu, depășit. Niciodată nu v-ați gândit să le pădați sau ajunge destul, îmi schimb, m-am, știți, obosit sau invers. Sunt alte lucruri care vă... Mă rog, a, a fost vreodată anumite provocări care să vă schimbe, eu știu, atitudinea vis-a-vis -vis de de această profesie nobilă? Știți, sunt un om și nu am super puteri, dar cu adevărat au fost momente în care am simțit că aș încerca altceva. Dar, haideți, undeva eu aș puncta două momente așa mai, mai grele pentru mine. În primul rând, atunci când am pășit prima dată în clasă, primii mei ani. Așteptările mele și gândurile mele, cum vor fi acești ani, cum vor fi copiii, care um, trebuie să fie relația mea cu ei, cu părinții. Um, eram un uh, pedagog uh, la început, da, multe nu le cunoșteam, împărea că va fi totul în flori. Și totul va fi ok și toți vor fi mulțumiți și voi găsi mereu limbă comună cu ei. Deci dar... romantică de plină. Sigur, iată, iată, cuvântul perfect romantic. Dar cu părere de rău am dat de momente care m-au um... dezamăgit. În primul rând a fost birocrația care a apărut brusc și în momentele alea care trebuie să le oferi copiilor, nu le oferi lor și pregătirea pentru lecții era uh, anevoioasă, aș spune eu. Uh, uneori aveam uh, probleme cu, hai să spunem, relația mea cu părinții, uh, erau anumite cerințe și așteptări din partea lor. Uh, eu fiind tânără nu știam cum să le răspund, neavând nici copii. Adică era așa un moment în care Uh, abia învățam cum să fac, ce să fac și uh, cu adevărat a fost greu. Uh, la un moment dat am spus că mai mult nu revin în această meserie. Uh. Da, uh, cu părere de rău a fost un moment, dar uh, sunt uh, mulțumită enorm uh, lui Dumnezeu pentru că m-a călăuzit spre o altă instituție. Cu timpul am uh, ne-am mutat cu trial împreună cu familia și am găsit oameni care uh, mi-au dat aripi. Și uh, chiar și în instituția precedentă, doamna Nina Golban, uh, dumneavoastră a fost mentorul meu minunat. Și din liceul Teoretic Costești, ei sunt cei care mi-au dat aripi. Doamna Ludmila Rusu este doamna care uh, a crezut în mine. Și uh, foarte ușor a început să colaboreze cu mine, să-mi explici ce trebuie să fac. De la ea am învățat cine sunt eu sau cum sunt eu, ce fel de profesor sunt eu. Cred că sunt datorită ei. Și echipii din această școală care m-au încurajat. Mereu, eu sunt sigură că în unele momente nu meritam. Dar uh, acum uh, sunt foarte, foarte mulțumită acestei echipii. Uh, ei m-au crescut. M-a făcut pedagog să și atunci când, iată, acum revăd viața mea, nu cred că aș putea să fiu altcineva decât un cadru didactic care iubește copiii. Ce calități ar trebui să aibă un pedagog după gândirea dumneavoastră, după percepția pe care o aveți vis-a-vis -vis de această profesie? Și din experiența pe care o aveți, ce calitate pentru a excela în educarea copiilor? Uh, în primul rând, eu cred că trebuie să fii pasionat să înveți. Tu să înveți, tu să te dezvolți, tu să devii mai bun zi de zi. Uh, următoarea calitate, aș spune, este uh, frumos să dăruiești și să nu aștepți nimic în loc. Să te dăruiești uh, complet, uh, uneori uh, oricând. Uneori, chiar și de la începutul meseriei tale, uh, este 24 în 24. Uh, de aceea uh, și spun că meseria aceasta este una deosebită și una foarte frumoasă dar uh, aș mai menționa un moment care fără care un pedagog nu este, este dragostea. Dragostea față de carte, de țară, de copii, de uh, uh, tot ce este uh, frumos și bun, având niște valori sănătoase. Un pedagog trebuie să aibă valori sănătoase. Și uh, aș spune că un, pe un pedagog trebuie să știe să uh, conlucreze, să fie cel care uh, discută, care este un exemplu pentru ceilalți, să înțeleagă că viața lui este mereu uh, în vizor, mereu copiată, mereu uh, ochișorii văd cum te-ai îmbrăcat, ce ai vorbit, cum ai gestionat problema, uh, care a fost reacția ta la anumite uh, situații și... Tu trebuie să fii un exemplu. Interesant ce a zis dumneavoastră. Acum îmi dau seama că la școală pedagogul le dă mereu. Da. Și în afară clasei. Da. Și copiii vor iubi ce iubește pedagogul sau profesorul. Vor, se vor comporta și vor avea o, stil, o stilistică anumită, așa cum este și uh -huh. profesorul, vor vorbi exact așa cum vorbește profesorul, la un moment dat vor emite sau chiar și mima uh -huh. profesorii. Da, o responsabilitate de o de Știți, întotdeauna înțelegeam că există profesorul, știți, între două, nu știu cum să zic, două părți a educației. Deci partea academică, că pentru ce vin oamenii sau copiii la școală. Domnule, trebuie să ia o sumă anumită de cunoștințe sau, știu, competențe, cum se vorbește în limba, știu, sau cum uh -huh. este în limbajul profesional uh -huh. al profesorilor. Deci uh, se pun obiective academice foarte serioase Sigur. și mai ales că acestea cresc din an în an. Așa îmi face mie impresia, în orice caz. Uh, și este a doua latură. Uh -huh. uh, dezvoltarea personalității acestor omuleți care mâine vor fi oameni mari. Așa. Și iată cum se balancează sau cum se poate dearmoniza acesta? Pentru că eu înțeleg ca pedagog sau ca profesor, ai ispita să te concentrezi ori pe una, ori pe alta. Că știți, e greu să faci lucrul acesta. Cum se întâmplă că această provocare, imensă, după părerea mea, este depășită sau realizată? Deci ca din școală să iasă oameni, personalități. Oameni zic că sunt oameni, Singur. personalități educate sau instruite cu competențe, așa cum sunt rigoriile programului școlar sau curicului școlar. Eu cred că un pedagog cu adevărat găsește această balanță. În primul rând, da, noi suntem pentru a livra anumite cunoștințe și a ghida pentru ca ei să fie mai buni, dar întotdeauna simțim momentul în care trebuie să ne oprim și să vorbim în legătură cu anumit subiect sau anumită situație. Nu mi-a părut niciodată rău de o lecție în care m, nu aș preda un subiect, dar aș aborda o problemă sau aș rezolva un conflict. Uh, Copiii uh, adesea uh, sunt cu noi mai mult decât cu părinții. De aceea, unele subiecte uh, sunt abordate în primul rând cu noi și apoi cu părinții. De aceea, uh, eu aș spune că este foarte important ca în ca pedagog, să te oprești, să vorbești în, uh, despre situația care s-a format. Uh. De exemplu, sunt și mămică, da? am trei copii minunați și dacă, sincer, adesea le vorbesc, nu că nu le spun, nu că nu le explic anumite situații, dar chiar recent vorbeam cu fiul meu și el îmi spune Mamă, dar știi, domnul profesor de fizică ne-a explicat de ce nu e bine să fumăm. Ok, dar de câte ori ți-am spus eu lucrul acesta? Că nu e bine, că nu e sănătos. Adică um, autoritatea aceasta a profesorului are un pact enorm asupra vieții și inimii uh, copiilor. De aceea um, partea academică întotdeauna um, va fi, întotdeauna este din partea profesorului, dar întotdeauna uh, cred și știu că un profesor bun va, um, se va împărți cu sfaturi și va da, va ghida și în viață. Ați avut experiență unde ați văzut rezultatele influenței domniei voastre? Cam impresia că copiii învață nu din ceea ce se vorbește, doar din ceea ce vede. Cel mai mult. Deci partea cea mai mare. Cu adevărat așa și este. Toți o cunoaștem. Eu cred că oricine, orice pedagog cunoaște. Știți, am avut o discuție cu elevii mei promoția trecută și vorbeam cu ei despre furt. Uh, mai multe aspecte a furtului, da, copiatul, dar uh, le-am spus un moment așa uh, interesant. Le spuneam că, uitați-vă, voi doriți foarte mult cireșe, da, era uh, aproape în luna mai, apăreau primele cireșe și le-am spus, Înțeleg că nu fiecare din voi aveți în grădină o cireșe, da? dar ar fi o situație foarte frumoasă dacă ați veni și ați bate la poartă și ați cere de la bunica aia care e acolo sau familia care e acolo. Eu nu cred că ei ar uh, spune nu și v-ar da afar. Uh, nu, doamnă Tatiana, ei deci, Eu trec, pur și simplu, și eu iau câte una sau două pe cât uh, peste undeva undeva peste o săptămână, a venit o fetiță și a spus doamna Tatiana, dar știți că noi nu doar ne-am dus să cerem permisiunea, dar am dus în schimb o ciocolată. <fie> și doamna a fost atât de uimită că cineva a venit și a cerut, pentru că până acum copacul ei mereu era rupt, distrus de copii care treceau, dar ea era atât de bucuroasă să între cineva pe poarta ei și să dea ceea ce are acest copac, să dea din abundență. Și copiii erau atât de entuziasmați, atât de fericiți. Și iată momentul ăsta în care uh, tu îi vezi că un sfat, este lucrativ și ei se bucură de uh, momentele acestea. Iată, um, atunci îți crește inima, atunci îți vezi, vezi impactul în viața unui copil. Cât de im important este relația dintre profesor și elev? Întotdeauna se, fac, se creează aceste conexiuni, e ușor de făcut lucrul acesta? Pentru că eu înțeleg că, știți, Înainte ca să transmiți ceva, niște valori, niște informații, evident că trebuie să fie creat acest fir prin da. care să se uh -huh. realizeze această transmitere de la unul da. la altul. Cât de important, cum se realizează lucrul acesta? Bine, acum nu vreau ca să ne descoperiți toate tainele no. unui profesor, no. <laughs> profesor care predă și cum creează, cum, cu, cum, ce, ce face. Dar cât de important este? Întotdeauna reușiți ca să creați aceste conexiuni sau îi cereți, domnule, trebuie? Trebuie să faci, pentru că... De ce? Pentru că trebuie. A, cum și noi suntem personalități diferite, a, oamenii maturi. Așa și ei sunt diferiți. Conexiunile acestea sunt... A, nu importante, dar foarte importante. Și vorbim nu doar despre partea de dezvoltare personală, vorbim și de partea academică, ca copilul cu plăcere să vină la lecția ta, să absorbe ceea ce ai spus. Tu ai nevoie de această conexiune. În primul rând, eu ca pedagog am de nevoie de această conexiune. Și numai apoi uh, apare dorința lor să aibă această conexiune cu mine. Uh, sunt copii diferiți și e clar că nu este ușor întotdeauna. Unii cu copii între uh, în relații foarte ușor și ei sunt deschiși și îți povestesc tot, tot, tu cunoști tot ce au mâncat, când s-au culcat, ce au privit și unde au plecat, unde s-au odihnit. Alți copii sunt mai timizi, dar eu cred că noi avem posibilitatea da, să lucrăm cu ei mai mult timp și aceasta este frumos. În ușor, cu timpul și ei se desfac, dar nu, hai să spunem, fără dorința mea. Foarte subtil, foarte uh, încet. Uh, eu aflu ce îi place. Dar de ce uh, astăzi? Da, sunt momente în care ei vin poșumurițe. Da, de ce uh, astăzi poșumurițe? De ce nu te bucuri? Ce s-a întâmplat? Te simți rău? Adică momentele astea de uh, omenie, da, sau prietenie simplă uh, de a întreba cum te simți sau de a i face un compliment. Vai, ce frumos ești. Vai, ce elegant e îmbrăcat. Da, vai ce uh, ruchiță deosebită ai astăzi. Uh, ce uh, minunată Astăzi ai prezentat proiectul. Da? Aceste momente sunt cele care um, ajută la crearea acestei relații. Și uneori, sincer să vă spun, acei copii care au fost mai închiși și tu i-ai descoperit sunt uh, cei care se leagă de tine mai tare și mai mult decât ceilalți. Găsind în tine acea oază în care ei își pot expune uneori gândurile, uneori problemele, uneori greșelile care le-au făcut și vin la tine după un sfat. Iată, e un moment foarte frumos, cred că, să ai o legătură sănătoasă cu elevii tăi. Ce este după dumneavoastră, ca pedagog, ca profesor, uh, educație modernă. Uh -huh. Ce e educație modernă? Înțeleg că mereu sunt, uh, eu știu, obiecții noi, uh, obiective noi, pardon, obiective noi, știu, uh, metode noi uh, și, după cât înțeleg eu, uh, pedagogul sau profesorul mereu trebuie să înveți. Ce înseamnă Iată educație modernă. Pentru că deseori auzim, în trecut a fost așa, 20 de ani în urmă a fost într-un fel. 50 de ani în urmă, nu știu cum. Și apoi găsim în cărți etape de educație și dezvoltarea educației și modele de educație și cum a fost începând de la, știu eu, din antichitate, un mediu și așa mai departe. Da. Perioada modernă și acum în postmodernism. Ce înseamnă o educație? După dumneavoastră, educație modernă. Trebuie să înțelegem ca pedagogi și am simțit aceasta foarte puternic, cred că după uh, perioada aceasta de COVID-19, că uh, cu adevărat uh, avem nevoie de o schimbare. Uh, înțelegem foarte bine că nu putem să predăm cum am predat și să avem uh, uh, atingerea scopurilor <coughs> scuzați, și, uh, să creăm abilități care uh, au nevoie copiii acum în era aceasta, de exemplu, digitalizată. Da? Vorbim că din momentele că pedagogii, învățătorii, cadre didactice sunt niște dinozauri digitali. Da, e clar, pentru că așa și este și mă socut cam undeva așa. Dar uh, elevii sunt nativi digitali. Ei sunt cei care s-au născut deja cu gadgeturile și ei nu înțeleg cum ar fi lumea sau cum este lumea altfel. Uh, această abundență de informații ce care vine. Deci uh, este modern, dar în același timp un pedagog este cel care combină și metodele da tradiționale și cele moderne. Și atunci poți obține o calitate. Hmm. Eu înțeleg că există multe provocări și chiar niște spe provocări specifice pe care le are un profesor specific pentru profesia anumită. Pentru că fiecare profesor întâmpină diferite, știu, provocări și atunci când ați zis despre digitalizare uh -huh. recent evident marea provocare a fost, știu, la distanță, da. deci învățarea exact. la distanță sau predarea la distanță, cred că a fost foarte greu pentru pentru Profesori, pentru mai ales, mai ales să cu interesez pe elevi, și am văzut creativitatea unor profesori, făcând, știu, chiar filmări pentru colecții, doar pentru da. ca să ajute elevii să, să învețe. Știți? Am să pun așa o întrebare, cumva poate provocatoare. Mm. Cum vă mințineți. Motivația de a fi profesoară. Motivația mea personală este în elevii mei. Motivația mea este atunci când eu îi văd crescând și acele calități, acele abilități care eu încerc da, să le să-i învăț, să, să le facă. Ei uh, le au în viața lor cotidiană. Da? Uh, motivația mea este și atunci când uh, ei vin și mă cuprind. Iată, ei sunt motivația mea. Atunci când ei îmi spun mulțumesc pentru o lecție interesantă, aceasta este motivația mea. Uh, uh, nu pot să spun că nu obosesc. Dar uh, cei care îmi dau putere este familia mea, care mă întărește și îmi spun că da, tu poți, da, tu o să reușești. Și ca pedagog uh, cred uh, undeva văd și exemple minunate a pedagogilor, a învățătorilor care se dăruiesc și la fel ei sunt un exemplu pentru mine. Uh, îmi doresc să fiu un învățător mai bun pentru elevii mei. Și aceasta este o motivație care îmi dă aripi să excelez. Cum relaționați dumneavoastră sau cât de important este relația dintre pedagoci? Oh. Să nu credeți că este o lovitură sub centură, dar mm. cu toate acestea este cumva... Uh, pentru că vrei, vrei, dar pedagogii sunt sau îi, uh, mă refer acum... Uh, educatorii sau profesorii, sunt în, în vizorul copiilor. Chiar și cum comunic între ei. Și atât, cât de importantă este această, eu știu, relație între profesori, ce înseamnă această echipă, echipă, eu știu, academică a unei instituții de învățământ. Este foarte important așa cum eu mă pornesc de dimineață da, cu anumite emoții și este important și familia mea, dar atunci când vin în echipă, eu vreau să simt că sunt dorită aici, este nevoie de mine aici și aceasta este doar atunci când o ai o relație frumoasă cu colegii. Starea de bine nu exclude profesorul dacă profesorul este fericit, eu cred că și elevul este fericit. De aceea este minunat. Atunci când te simți nu prea bine, da, ai poate anumite gânduri și colegul vine și te întreabă și tu îi spui anumite momente și el spune: "OK, hai să vedem cum o putem rezolva" sau "nu nimic". O să fie totul bine. Uh, sau uh, în anumite momente care nu le poți rezolva, da? Un uh, director care te susține, o uh, doamnă director ajung care uh, în mereu este de partea ta și tu înțelegi că tu nu ești singur într-o anumită problemă. Eu cred că aceasta îți, îți dă motivație să rămâi aici în instituții și să uh, lucrezi în continuare, chiar dacă uneori nu este ușor. Sincer să vă spun, au fost situații, sunt, iarăși am spus, că sunt om, sunt situații în care uh, uneori îmi pare că nu mai depășesc și uneori ies în hol uh, și mă plimb și sunt colegi care se apropie de mine. Putem să mă cuprinde. Nu numai că trebuie să-i spun de ce acum simt așa sau ce, doar uh, cuprinde. Uneori întreabă pot să te ajut? Nu. Să știți că, iată, momentele acestea sunt cele mai uh, frumoase. Atunci când, uh, iată, această îmbrățișare mi-a dat forță să mă reîntorc înapoi și calm, liniștit să rezolv problema care o am, poate, în cadrul lecției. <sus> Spuneți-mi, aveți profesori de la care învățați? Da, da, sunt. Cât de important este să ai profesori, pentru că înțeleg de la care să înveți. Eu înțeleg că un pedagog sau zic acum pedagog, includ uh -huh. pe toată lumea și lumea, toată lumea academică. Predă. Se face că dă, oferă elevilor, se investește în în elevi. Are nevoie pedagogul și el, sau profesorul în cazul dumneavoastră, are nevoie să învețe și îi sunt oare profesori la care învață? Sigur. De aceea și am spus că o calitate a profesorului este pofta de a învăța. Și așa ca și elevii. Noi mai mult luăm exemplu real și implementăm în viața noastră, văd și aplic da, în viața mea. Și cu adevărat este o echipă mare a GIRO, o asociație extraordinară a profesorilor și învățătorilor care uh, este sursa de inspirație. Este, uh, sunt doamne dedicate în care uh, ne ajută pe noi să devenim mai buni. Uh, foarte important momentul ăsta de mentorat. Este foarte important. Eu cred că um, pe parcursul anilor s-a înțeles acest lucru foarte bine. Și uh, așa cum eu am avut mentori excelenți, și datorită lor sunt cei ce sunt. Uh, și învăț în continuare de la cei mai buni. Uh, eu cred că oricare pedagog, mai ales în devenire, au nevoie de mentori. Și adesea ei se ascund în școli. Chiar se ascund. Sunt foarte buni. Dar știți de ce? Sunt modești. Și uh, li se pare că ceea ce fac nu este atât de frumos, nu este atât de important, pentru că noi, uh, profesorii, adesea uh, nu ne vedem valoarea. Foarte des nu ne vedem valoarea. Și uh, adesea spunem, da ce-am făcut eu deosebit? Uh, dar uh, să știți că este important uh, să avem mentori și să fim mentori. Eu cred că așa. Cum se face o zi a unui profesor de muncă? Mm -hmm. Dacă ați putea să ne descrieți. Pentru că atunci când vorbim despre importanța profesorilor și cât de... Uh, și sunt oameni, dar nu vei înțelege decât doar atunci când măcar cumva să... nu zic să îmbrăcăm, să încălțăm în, uh, încălțămintea, să, să o probăm. ci doar pur și simplu să fie o descriere pentru ca să înțelegi cât este, cum este, cum este să fii un profesor, dar să trăiești o zi o zi. Uh -huh. O zi din viața unui unui profesor. Eu cred că o zi a unui profesor întotdeauna este programată. <laughs> uneori pe ore, dar uneori chiar și pe minute. Adică momentul în când. Trebuie să te scoli în momentul în care uh, spui la revedere familiei și te deconectezi de ei și intri în sala de clasă și ești conectat deja cu elevii. Uh, este verificat, uh, eu aș spune, după agenda, da, fiecare minut. Și uh, cred că dimineața uh, venim în fața elevilor. Avem ore, deci la clasele primare noi suntem mai mult timp cu ei, anume cu anumită clasă. Și a, după aia a, avem un moment în care ei a, iau masa, da? Aici iarăși suntem împreună cu ei și iarăși, a, a, hai să spunem. A, ei se învață, noi învățăm cum se mănâncă, cum se servește masa, cum se strânge masa, cum uh, spui mulțumesc. Da? Apoi, uh, atunci când ajungem după masă, în, aici în instituția în care eu predau, uh, copiii rămân uh, la meditații și uh, avem încă... Uh, timp în care ei se joacă, discutăm anumite subiecte care sunt interesante lor și apoi facem teme, teme pentru acasă. Copiii care reușesc toate temele, lasă ghiozdanul, caițelele, totul lasă și la orele 4 noi ne spunem la revedere. Apoi eu mă deconectez, da, dezbrac haina de profesor, și devin mamă, devin soții, devin femei, cea care uh, pleacă la magazin, da? face uh, cina, uh, o servește cu familia. Uh, foarte... Sunt momente în care seara noi discutăm cu copiii, da? la fel verific temele, <laughs> la fel uh, întreb de ce agenda nu este completată, la fel uh, primesc uh, mesaje de la profesori. După aia, cred că sunt momente în care eu îmi planific ziua de mâine, în care, cu adevărat, este iarăși un tumult, dar mie îmi place ce aici fac și cred că este frumos. Am avut un prieten și mama dânsului era profesoară. Sincer să fiu, nu-l intindeam deloc. Ne zic, am ferește, pe nu era la școală. <laughs> <laughs> și vii acasă școala. Continuă. <laughs> <Așa ai. laughs> și se pare că nu scăp de profesori. <laughs> da. <laughs> altă dată mi se părea mie că știți că copiii altă dată mă rog, în generația mea sau în perioada mea, ne se păreau că profesorii erau, știu, unii dintre cei care mereu cer, mereu cer, mereu cer și vrei, nu vrei, dar au un fel de, nu știu, o frică și o antipatie altă dată. dar cu toate acestea, după, peste o perioadă de timp, am înțeles că sunt oameni cei mai buni binevoitori pentru noi, că altfel cum mai fi învățat, pentru că ei îți spun, sunt cei, sunt inteligența. Apoi am îndrăgit cunoștința și am apreciat mm -hmm. oamenii care, într-adevăr, ne-au adus foarte multe lucruri frumoase. Dar, iată, provocarea despre care dumneavoastră vorbiți este să dezbraci haina de profesor și să fii o mamă și să ai grijă de copil ca să simtă că nu este la școală, da. ci este acasă. Așa, este acasă. Ce sfat ați fi dat, eu știu, profesorilor, colegilor dumneavoastră, în, știu, de breaslă? Ce sfat ați fi dat părinților, buneilor care și sunt și ei cu a doua șansă de a fi părinți? Și sigur că elevelor. Știți, iată trei categorii, fiecare dintre ei. Ce sfat ați fi dat dumneavoastră? Ia știți cum? Sfat din partea unui profesor. profesor. Sau unei profesoare. Uh, dacă îmi permiteți, eu o să uh, vin cu o parabolă. Dacă-mi permiteți. Eu le, le, am spus-o deja, eu am găsit-o, hai să spunem, nu atât de, de mult, dar am prezentat-o elevilor mei. Erau un oraș în care oamenii se adunau adesea în centrul orașului și prezentau lucrurile cele mai prețioase pe care le aveau. Și iată, un tânăr a adus tot ce avea cel mai scump și a adus a o inimă mm -hmm. și se lăuda cu ea și spunea că, uitați-vă, este foarte frumoasă, este netedă nu are nicio zgâritură pe ea, nicio pată pe ea și toți oamenii care o priveau se minunau și spuneau vai, ce frumos, uh, Vrem și noi, da? Apreciau foarte mult această inimă și el mergea tandru, mândru și uh, toți îl admirau. Dar uh, peste câtva timp a apărut un bătrân care a adus și el cel mai scump și a adus în fața lui o alt fel de inimă și a spus tânărului, știi, eu nu sunt de acord cu tine. Și toți oamenii care l-au auzit au început să-l blameze, să-i spună lucruri. Nu e adevărat, uite la inima lui și uite la a ta, ci nu se vede că iau uite la el cum e. Inima și a ta ia uite, e strâmțuroasă, e făcută din bucățele. Nu e ok, deloc nu e bine. Și atunci bătrânul i-a rugat pe ei să îi dea puțin timp ca să poată să explice. Și le-a spus că el este profesor. Și inima lui este acea uh, inimă care se dăruie. Și interacțiunea cu fiecare elev care a fost și este, i a produs uneori anumite schimbări. Uneori, din inima lui, au fost rupte bucăți. Și bucățile acestea, el le cadona și le dădea elevilor săi. Ei, în schimb, dădeau o bucățică din inima lor și ea se lipea de inima lui. De ce inima pe care el o are, el cred că este cea mai frumoasă, pentru că este cea mai scumpă, cea mai deosebită. Și de câte ori spun această parabolă elevilor, toți sunt de acord că o inimă care se dăruiește, o inimă care arată nu prea estetic, da, îmi spune noi, este cu mult mai frumoasă. Cred că aș dori eu pedagogilor care abia încep să, să, să nu se teamă să se dăruiască, pentru că vor primi lucruri frumoase, frumoase și deosebite înapoi în sutit. Profesorilor care deja sunt în această breaslă, uh, le-aș dori ca să nu obosească să dorească. Pentru că uh, sunt momente în care cădem și uh, credem că nu, clasa aceasta nu mă aude. Dar uh, impactul pe care îl are un profesor asupra unui elev nu uh, se uh, rezumă doar la partea academică. Ea este și cea care noi când dăruim anumite sfaturi, anumite momente. Uneori copiii peste ani de zile își amintesc de ele și în viața lor se produce o schimbare. Uh, părinților, cred că le-aș dori uh, să, să fie mai îngăduitori și mai atenți la cuvintele pe care le vorbesc nu profesorilor, pentru că cu profesorii sunt ok, dar în uh, orice transport public, la o masă frumoasă, copioasă, la o nuntă, da? uh, atunci când ei vorbesc uh, uh, momente care, uh, după părerea lor, nu sunt ok. Le doresc să fie cei care să aibă curajul să vină în fața profesorului, să vină la cadrul didactic, să nu aibă frica că ceva se va întâmpla, se va schimba uh, cu atitudinea față de copil. Nu, vină și rezolvă, vină și vorbește, vină și discută. Și uh, atunci uh, când părinții vor înțelege că profesorii uh, nu sunt uh, lupi, da? Sunt oameni, sunt cei care sunt pentru educația copiilor, vor fi, uh, vor fi în colaborare cu profesorul pentru educația copilului său. Atunci, uh, cred că va fi o schimbare și în mentalitatea tuturor, aș spune eu. Ce le-aș dori elevilor? Să spui mai des mulțumesc. Um, sincer, primii ani când începi. Când uh, parcă foarte, nu știu, mai repede o, copiii cumva spun la revedere, mulțumesc pentru lecție. Dar cu anii, uh, oamenii câte puțin uh, se deprind cu momentul ăsta de mulțumesc și, și nu mai spun uh, profesorilor. Uh, eu cred că un mulțumesc face foarte mult. El dă o motivație frumoasă ca profesorul să revină mâine, poi mâine, la servicii. Da, provocări sunt multe și înțeleg că profesorii au și ei nevoie de înțelegere și de un mulțumesc pentru ca da. să fie apreciați, să înțeleagă că munca și predarea și mai ales, predarea unei lecții, este bine înțeleasă pentru, pentru elevi, pentru copii, pentru, știu, pentru cei care cările le se dăruiește. Da. Și dacă apreciază și părinții, evident că lucrul acesta încurajează mult uh, pedagogii. Uh, știți, eu pregătesc multe mai întrebare pentru dumneavoastră, pentru emisiunea noastră, pentru că suntem la finele ei. Cum să ajutăm? cum să contribuim? Ce să facem? Eu vorbesc acum din punct de vedere a părintelui, știu, a persoanei a unei ființe din societate, cu ce am putea noi să contribuim și să încurajăm pedagogii, profesorii, profesorii pentru ca să exceleze în, în profesia pe care o au. Cred că părerea mea în ultimul timp uh, lipsește un moment care este foarte important și um, acest moment este respectul. Respectul față de meserie de pedagog. Uh, <coughs> cred că momentele acestea atunci când uh, uh, sunt anumite frustrări, da uh, și pedagogul are și părintele, și elevul, uh, trebuie să avem respect unul față de altul. Uh, eu cred că din partea elevilor ar fi minunat da, <sus> să-și um, să facă temele. Parcă sună banal, <sus> dar cel mai des, iată, cel mai ajutor <sus> da, <sus> <sus> pentru <un> pedagog <sus> ar fi că elevul a înțeles subiectul a înțeles ce are de făcut și a făcut ceea ce trebuie. Parcă e banal, dar, sincer, mai mult, nu știu, ce aș dori un profesor, da, din punct de vedere academic. Și un ajutor, cred că ceea ce facem noi acum, că ce vorbim de meserie de pedagog pozitiv și este un moment foarte important. Aș menționa un lucru care cred că am avea nevoie fiecare de rugăciuni, pentru că nu este ușor. Pe acest drum nu este ușor. Să vă rugați pentru pedagogi. Mulțumim foarte mult pentru că ați fost împreună cu noi la această emisiune. Vă dorim succes și evident că chiar și prin emisiunea noastră prin ce ce facem noi, suntem alături de domniile voastre. Vă doresc succes și felicitări. Mulțumim. Mulțumim mult. Profesorii poartă pe umerele lor o responsabilitate uriașă, dar și privilegiul de a modela viitorul prin fiecare lecție și prin fiecare gest de inspirație. Să nu uităm că educația este farul călăuzitor al progresului, iar profesorii sunt cei care ne iluminează pe drumul către cunoaștere și înțelegere. Până la următoarea noastră întâlnire, să celebrăm arta de a fi profesor și să recunoaștem valoarea inestimabilă a celor care ne îndrumă spre un viitor mai bun.